Arhimandritul Zenovie Ghidescu de la Mănăstirea Nechit din județul Neamț a fost pomenit ieri, la 6 ani de la plecarea sa la Domnul, la mormântul părintelui situat în apropierea bisericii Schimbarea la Față a așezării monahale. Slujba parastasului a fost oficiată de Arhimandritul Zenovie Grigore, starețul Mănăstirii Nechit. Împreună cu el s-au rugat părinții mănăstirii și câțiva dintre fiii săi duhovnicești. Arhimandritul Zenovie Ghidescu s-a născut pe 25 martie 1919 în satul Hociungi din județul Neamț. A fost tareț al mănăstirii Horaița, iar din 1992 s-a retras definitiv la Mănăstirea Nechit. A plecat la Domnul în ziua de 18 martie 2014, după o lungă suferință.